Da. Acolo. În premieră. Marius Iarăș. Câte pagini că nu ia seara la podcast? 590 de pagini. Ce faceți, domnule? Abbiamo diversi viaggi studi, cominciamo stasera con una. Păi nu, mergeți la Daravere și vedeți dacă mă găsiți acolo și să vedeți cum vă priviți. Păi să te vine pe cameră, mai zi încă o dată, promitem că... Mergem la Daravere. Păi... Și era un pic așa... Mă eram foarte stresată pentru că nu știam ce vrei de la mine. Bine, bine. Nu știu, n-aș știu ce vrei. Uite, eram un pic stresată. Să fie! Am un banner de 5 metri. Cristian Fulaș a făcut o nouă traducere a lui Cristian în română. Felicitările noastre, felicitări Cristian. Care era și el pe aici pe undeva, dar tot era fuge de aici noi. Și se fofilează ca vulpe. La unul m-am culcat. Tot la unul te-ai culcat? Da, n-am avut. Ai lăsat cartea jos măcar? Nu, n-am lăsat. Nu pot, sunt dependent. Mă filmez, nu? Da. Da. Și pe aia sunt cele mai mișto. Uitați-vă și voi, domnilor și domnilor, i-am spus aseară să se culce mai devreme ca să aibă energie pentru... Fac? Sunt dependent. Așa. De cărți. Nu pot să adorm fără să citesc câteva pagini. Așa că... În cazul ăsta, câte pagini ai citit? Aseară? Nu le-am numărat. Dar am citit din Horia Roman Patapievici niște eseuri foarte interesante despre Revoluția Română. Deci... Cu inserturi din Adam Michnik, mai mulți teoreticieni. Exact, ce trebuie citit la unul noaptea, nu? Da, da. Și mi-am amintit exact ce spune Patapievici în cartea acolo. Ar fi trebuit să gândesc în zilele alea, în zilele Revoluției. Dar n-aveam atâta minte, din păcate. Păi hai, începem și noi Bookfest-ul? Începem Bookfest-ul. Hai. Deschiderea oficială. Veșteabă-te, române, din somnul cel mai mare, în care te-a lucirea barbarii de tiran, barbarii de tiran. Victorica la Roma, schiava de Roma, de viola preu, ziceam cea porte, se rompea la morte, se rompea. Ia zi, acum că... Acum trebuie să par încântat, știi? Teoretic a început oficial Bookfest-ul. Ce așteptări ai? Păi, ca la orice târg de carte. Am așteptări mari de la lansări. Vreau să văd cât mai multă lume, să vorbim cu cât mai multă lume, să pun mâna pe cărți, efectiv, pe cărțile care se lansează la acest târg, să le simt în mână, eventual să le și primesc dacă cineva e generos și ni le dă ca să ne îmbogățim biblioteca lui Gelu. Păi nu ai deja destule? Ai 6.000 ceva de cărți. Avem, dar ia gândește-te, cred că batem 7.000 și cred că am depășit 7.000. Dar ia gândește-te, o să facem concursuri în biblioteca lui Gelu, la podcast. Cum ar fi să ajungem la 1.000 de cărți cadou? O bibliotecă întreagă. Păi ne mai trebuie o cameră. Ne mai trebuie biblioteca lui Gelu, știi? Da. Trebuie să extindem lucrurile și nu avem unde deocamdată. Da, cine știe. Când avem studio, poate dăm atunci o bibliotecă întreagă. Poate dăm lovitura și ne facem o vilă, ne facem și studio și tot ce trebuie, știi? Păi, știi ce trebuie să facem? Trebuie să vindem cât mai multe exemplare din biblioteca lui Gelu. Da, și asta e important, și asta e adevărat. Și cel mai mult și cel mai mult aștept, abia aștept cele două lansări în care vom fi implicați de sâmbătă, la ora 2, la ora 14, la editura Paralela 45 o să-mi lansez noua mea carte, Băieții n-au voie să plângă, din colecția Prima Dragoste. Pe urmă, la ora 18, la scena Agora, o să fim alături de Lucian Pricop, directorul editurii Cartex, unde vom lansa primul volum al
podcastul din Biblioteca lui Geru, primele 15 interviuri. Abia așteptăm. Și noi. Mai mergem oricum la Parla 45, că am auzit că e un afiș mare acolo sau... Am un banner de 5 metri. Aolo, sper că nu e, nu e fața ta pe el. Hai că vedem cum e acolo, mai vedem acolo. Cum e, da. Ce faceți, domnule? Abbiamo diversi altri studi, cominciamo stasera con il matematico scrittore Piero Giorgio Freddi, che farà la sera alle 19. Sarà morito domnul Floresco. Domnul Floresco, trebuie să luăm cafea de la mine acolo. Neapărat. Pe fondul digitale de oggi. Ieri, ce cauți aici? Ce este? Ce cauți tu aici la editura Cartex? Evident. Când e? Cartea Biblioteca lui Geru. Hai să vedem unde este. Ia uite, exact în față. Chiar în față. Față, chiar în față, vorba lui Gigi Mafia. Suntem la editura Cartex și ne lăudăm cu o apariție excepțională. Câte pagini are că nu ia seara la podcast? 590 de pagini. Da? 15 interviuri din Biblioteca lui Gelu. Cătălina Bălan, Radu Vancu, Ioana Nicolae, Radu Aldulescu, Ciprian Măceșaru, Vasile Ernu, Bogdan, Alexandru Stănescu, Doina Ruștic, Cosmin Ciotloș, Sorin Despot, Cosmin Perța, Radu Paraschivescu, Alina Pavelescu, Claudiu Comartin și Răzvan. Last but not least, Răzvan Țupa. Veniți la editura Cartex, pentru că aici, doar aici, găsiți cartea asta mai mică. A, și încă mai sunt câteva exemplare, deci mai prindeți. Da, sunt destule pentru toată lumea. O să dăm câte una de persoană ca să ajungă la toată lumea. Așa mă gândeam, face la ce limită, da. Da, exact, da. Să mă bag aici? Așa, da. Da. Cel mai important lucru la editura Cartex este că sunt reduceri până la 60%. Așa că acum aveți ocazia să cumpărați cărți bune și ieftine. Da. Știi ca la Blockbuster, știi ce mai important sunt la urmă. And Denzel Washington. And, se termină curând. Hai să vedem, mie episodul cu tine mi-a plăcut cel mai mult. A fost așa, super relaxat, fun. Și cel mai lung, zici. Ia, păi asta e. Cred că cel mai lung, da. Ne filmezi deja? Da. Ia, suntem deja în semi-direct, că nu o să urmeze. Răzvan, ești campion în cartea asta? La număr de pagini începem să numărăm, ca la cenacul Marimincu. Cel mai lung podcast în Biblioteca lui Gelu. Și n-am avut timp să fiu scurt, cum se zice. Da. Și n-ai apucat să mă întreb nimic din caietul ăla. Ce-ți notase în caietul tău? Aveam o grămadă de întrebări. Și nu l-am acum la mine. Da, aveam o mulțime. Aveam despre cum se fac alegerile pentru cărțile care ne influențează în poezie, cât de diferit e și ce raport e între poezie și restul literaturii, că eu am avut ani întregi în care n-am citit altceva decât poezie. Da, îți dai seama că și eu am rămas cu o grămadă de distanțe, neapărat trebuie să le vii în biblioteca lui Gelu cândva când... Da, îți dai seama că abia aștept, eu voiam și sâmbătă, dar uite, nici sâmbătă nu se poate. Răzvan nu se poate să vină sâmbătă la lansare, dar este cu noi oricum pentru că este în carte. Uite, Răzvan nu se arate și la cameră, să se mândrească. Așa se termină, da. Podcasturile. Și spuneai că se termină cu Ring? Cu Ring, cu ziarul. Serios? Ring și cum poate mai bine vorbeam despre Ring. Da, uite, da. Nu putem să scăpăm de... Tu nu te uiți cei pe ultima pagină, cei pe prima la o carte? Eu vreau să văd dacă îl prinde până la urmă. La un moment dat s-au amestecat atât de tare lucrurile când am transcris toate astea 15 interviuri, că n-am mai știut care și cum sunt, știi? Dar în orice caz, sper că am făcut treabă bună și să nu am vreo surpriză să mă trezesc la lansare cu ouă, roșii, verze, tăiate și așa. E o carte pe care n-o s-o citesc de la sfârșit la început. O citesc în ordinea normală. Da, păi se poate citi ori. Că știu sfârșit. Se poate citi ori. Mulțumesc foarte mult. Ca șotronul lui Cortazar.
Da. Noi îți mulțumim că ai fost la noi și ți-am spus că mai așteptăm pentru că neapărat mai avem o grămadă de lucruri. Bine că ai scos. O să facem un podcast special pentru fotbal. Fotbal? Da, fotbal. Păi acum nici nu e adevărat că eu am zis când scotam cartea câștiga Steaua FCSB campionatul, acum nici măcar nu s-au n-au intrat în a... Nu. Ce să mai zic? Voie, nu le-au dat cum voie. Se dau, cum se... Da, da. Nu meritau noi Burleanu, asta, da. Burleanu e pe ăla nasol, știi, acum. E Manolescu al lor. Da. Toată lumea îl înjura pe Mircea Sandu, acum Mircea Sandu e la pensie, s-a retras și tunurile pe Burleanu, știi? Că a făcut adres, că securitate, că nu știu ce. Că... E ca în China, niciodată nu duce în lipsă de cadre care să înlocuiască alte cadre la înjurături. Da. Ar trebui un banner roșu, să știi, sincer, la Ciucaba acolo, la FRF. Avem niște înjurături, nu primește oameni pe care să le folosim. Da, oricum, eu să știu că m-am bucurat pentru Gagi. Așa cum e el, uite că a făcut o treabă bună. Păi, dar nu ai cum să ne te bucur, nu? Că... Rar se întâmplă să câștige unul care se pricepe. Răzvan, îți doresc un Bookfest super tare. Așa? Nu mai întâmplă aici. Așa o să facem. Îți mulțumesc. Ce e important numărul 7 pentru tine? Nu aș putea să dau o explicație nici astrologică, nici științifică, nici, nu știu. Întotdeauna numerele 3 și 7 au semnificat ceva pentru mine. Stai liniște! Stai, vină lumea mea. Dar cel mai important lucru, uitați-vă ce este aici. Colecția Gluma Dragostea, care a apărut până acum 6 volume, semnate de Ștefan Manasia, Andrei Crăciun, Andrei Gălșa, Alina Pietrereanu, Cristina Expas, Diana Giacăr, cine mai păi asta era treaba lui Cătălina, ce faci? Al șaptelea sunt eu. Eu la Paralela 45. Aici vrei să ajungi. Revin după 5 ani la Paralela 45. Ia uitați. Eu. Super. Așteptăm să vină volumul din tipografie, o să vină cald. Păi chiar acum se imprimă, da. Și aud cum se rotesc. Da. O să vină cald. Stai să mă laud și eu. Te rog. Al șaptelea din seria Prima Dragoste. Îți dai seama... Șapte va fi cu noroc. Îți dai seama ce îndrăgostit sunt de colecția asta. Azi citesc eu cartea și văd cât de îndrăgostit ai fost. Sunt și niște chestii mai puțin așa, dar merge. E multă dragoste, oricum. Am scris cu multă dragoste pentru Paralela 45. Cătălina, mulțumesc frumos pentru invitație. Diana, care... Iana aranjează noutățile ca să vă arătăm bunătățile noastre. A fost o mare surpriză pentru mine și am muncit cu o fervoare fantastică pentru cartea asta. Da. Nici o carte n-am scris-o cu asta pasiune. Îți spun serios, nu ca să bine ce a spus mai devreme. Nu ca să vă plătesc. Să scriu o carte în cât am scris, în 2-3 săptămâni. Așa a fost o nebunie, dar o nebunie foarte frumoasă. Și că toți suntem la subiectul acesta, cărți. Dați-mi voie să-i răspund lui Gelu la aceste mulțumiri. Da. Gelu, noi îți mulțumim că ai făcut asta, că ai găsit resursele interioare și exterioare să scrii și să trimiți un roman în timp util cât să iasă la Bookfest. Eu fac parte dintre privilegiații care au putut să citească romanul înainte să iasă de sub tipar și pot să spun că se citește cu aceeași ervoare cu care Gelu vă vestește despre carte. Eu cred că această carte va avea succes, am nici cea mai mică îndoială și abia aștept să o lansăm sâmbătă. La ora 2, aici, la Paralela 45. Băieții au voie să plângă sau n-au voie să plângă? Depinde cine i-a crescut și cum și în ce fel i-au traumatizat. Na, ai mei m-au crescut într-un mediu foarte așa open mind și eu întotdeauna am admirat băieții care au știut să plângă. Nu s-o se smiorcă, băieții și mâncăiți nu mi-au plăcut niciodată, dar un băiat care știe să treacă și prin sentimentele astea fără să se teamă, eu cred că e unul care se ține în mâini și știe ce e bine și ce e rău. Diana, tu ce crezi? Au voie băieții să plângă sau nu au voie? Ești mai din generația mea. Păi, da, eu sunt din generația ta, dar am fost mereu printre cei mai tineri decât mine,
mereu, adică oamenii și grupurile în care m-am rotit eu și comunic cu oameni cu 20 de ani mai tineri decât mine, cu 15 ani mai tineri decât mine. Și cu la fel. Și mie mi se pare că tot ce e firesc și sincer este bun pentru un om și pentru ce este el în general. Nu mi se pare că atunci când tu poți să fii sincer, inclusiv în public, și poți să-ți exprimi emoțiile sau să-ți dai frâu liber sentimentelor tale, ești un om puternic, cum a spus și Cătălina. Pentru că probabil că nu ți-e teamă că o să fii judecat, că ți se va interpreta gestul într-un anumit fel. Și atunci, dacă tu ești firesc în public și ești un om deschis și poți să-ți asumi gesturile tale sau, mă rog, ceea ce exprimi tu într-un anumit moment al vieții tale, înseamnă că e foarte bine așa cum e. Dragi prieteni, ce altă dovadă aș putea avea că sunt mereu alături de tineri și că și tinerii sunt alături de mine, decât astea două împrejurări. Am lansat în cât era Cătălina, în 2012, nu? Acum 11 ani. Împreună eu am lansat cartea Resurse Interioare, așa, și tu ai citit la Institutul Blecher, acolo, în El Comandant te primer. Se leagă o lungă istorie, da, de asta apariții una publice împreună, așa. Cel puțin 12 ani. Wow, când era junior la un Cristian, la Casa de Pariuri Literare, ne-am văzut de nu știu câte ori. Și Cătălina este, deci a spart, cum îi zice, a deschis seria de interviuri din Biblioteca lui Gelu. A spart gheața, exact. Seria de interviuri Biblioteca lui Gelu, Cătălina a fost prima care... Cătălina ne-a spus atunci, nu e nicio presiune, adică sunt prima. Și era un pic așa... What? A fost presiune, eram foarte stresată pentru că nu știam ce vrei de la mine. Bine, și mă scuz, dar trebuie să zic că uite că am și uitat dacă mă întrerupeți toți. Ce vreau să spun este că m-am chinuit o grămadă să mă gândesc să scot ceva foarte deștept, că dacă rămâne pe sticlă pe YouTube filmat HD, măcar să fi spus ceva deștept de spus. Mai sticlat. Da. Și tu, da, nu știi, dar noi mai avem și behind the scenes. Nu le-am văzut, pare. Nici nu mai știu ce prostioare am spus acolo. Stai, cu cămașa. V-am vorbit despre cămașă. Oh my God. Da? O să fie fun. Ziceai ceva, Diana. Da, eu am vrut să zic ceva foarte important. Că noi doi, de fapt, sunt o experiență extraordinară în viața noastră. Să lucrăm, să facem echipă cu copiii noștri. Da, și asta. Da. E ceva care mie personal îmi face bine, nu știu cât bine îmi face Cătăline. Păi și mie, că nu aș fi stat aici prea mult dacă era. Suntem un exemplu pentru alții. Aduceți-vă copiii în literatură. În literatură, da. Aduceți-vă copiii în literatură, pentru că literatura ne poate uni, ne face să ne înțelegem mai bine, să comunicăm mai bine. Da, eu cred că literatura îi ține pe părinți mai tineri. Îi ține la... pas cu moda, așa, cu ce se mai vorbește, cu ce se mai întâmplă în viețile noastre. Păi și ce literatură citim anul ăsta la pară la 45? Uite, foarte interesant. Aș începe chiar cu o antologie de proză feminină contemporană. Antologia se numește Retroversiuni și e coordonată de Cristina Ispas. Chiar aseară a ajuns la noi la raft. E proaspătă, proaspătă. Sunt 22, dacă le-am numărat bine. Hai să le spunem. Ștefania Mihalache, Simona Sora, Elena Vlădăreanu, Emanuela Ignățoiu Sora, Diana Geacăr, Moni Stănilă, Ramona Gabăr, eu, Ionelia Cristea, Monica Tonea, Paula Erizanu, Doina Ruști, Oana Cătălina Ninu, Maria Orban, Simona Goșu, Ioana Bradea, Corina Sabău, Raluca Noi, Maria Monolescu, Ilinca Mănescu, Cristina Ispas, Suzanica Tănase și Ruxandra Burcescu. Sunt niște proze care ne ajută să privim lumea din perspectivă feminină, niște proze foarte bine scrise de fete talentate și super talentate, mult premiate.
o carte pe care vă recomand cu toată căldura. Da, abia aștept și eu să o citesc, pentru că nu am citit, nu sunt sigură nici Diana dacă a lăsat până la urmă proza despre care îmi povestea, de aștept să văd cum ce a rămas până la urmă în cuprins. Da, această antologie se datorează Cristinei Spas, care a știut să mobilizeze echipa asta feminină și să tragă de noi să prezentăm proza la timp. Da. Altă noutate cu care tot așa putem să începem sau să continuăm, mai bine zis, că nici nu pot să fac o ierarhie, că toate aceste cărți au fost gândite și s-a lucrat la ele cu mare pasiune de colegii noștri. Asta este cartea care dă și tematica standului nostru de anul acesta. O nouă traducere, o traducere eveniment la 80 de ani de la publicarea cărții Micului Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, o traducere semnată de scriitorul Octavian Soviani. Și vreau să vă povestesc ceva foarte... așa, sensibil pentru mine, că se tot vorbește despre cartea asta de când am plinit 80 de ani la publicare și eu nu mi-aminteam să fi citit vreodată, deși știam foarte bine ce se întâmplă în ea și mă simțeam un pic prost, m-am gândit, oare sunt analfabetă funcțională, am învățat de la ceilalți ce se întâmplă și de fapt mi-a elucidat mama ce se întâmplă. Se întâmplă că mi-a citit ea cartea când eram mică și de asta nu mi-amintesc eu să o fi citit. Și asta cred că e un lucru care o face foarte special, că e o carte care leagă generații și care rămâne în bibliotecă pentru a fi dată mai departe. E o carte eveniment și o carte foarte frumoasă, o carte cadou extraordinar. Mulțumesc lui Octavian Soviani pentru noua traducere a Micului Prinț. Sunt convins că Octavian e un meșteșugar al limbii franceze. I-a tradus pe Verlaine, pe Baudelaire, da. Deci trebuie să ne așteptăm la o traducere excepțională. Cred că asta intră în rândul celor mari traduceri pe care Octavian Soviani le-a făcut din mari scriitori francezi. Am citit cartea asta cu plăcere, m-am umflat de plâns citind-o. A fost, ce să mai... Cred că nu o să regretați dacă o să o răspui și o să abia aș fericită și eu. Da, merită. O carte care ne face să ne amintim că suntem totuși copii în sufletul nostru și că ne îndeamnă cartea asta să privim lumea prin ochii unui copil, să o privim cu bunătate, cu deschidere, cu emoție, pentru că lucrurile astea general umane despre care se vorbește în cartea asta a făcut ca ea să fie a doua carte cea mai populară din lume după Biblie. Deci mai mult decât atât, ce poți să spui despre o carte extraordinară scrisă de un scriitor extraordinar? Eu am o întrebare. Ce credeți până la urmă? E o pălărie sau un elefant înghițit de un șarpe? Da, pentru că ai citit cartea, nu e decât un singur răspuns corect, dar să știți că mie din carte îmi place vulpea. Citatul meu preferat din Micul Prinț este cel al vulpii, care spune că trebuie să ai responsabilitatea celui pe care îl îmblânzești. Bine, nu spune cu cuvintele astea, dar o să găsesc să vă spun exact, să citesc. Stai așa, că poate chiar o să găsesc. O carte pe care ar trebui să o citească nu doar copiii, ci și adulții, ca să învețe lucruri foarte importante. Da, și o carte care poate să îi facă pe editori să se gândească la, nu știu, la cât de important e rolul lor în literatură, pentru că această carte îi se datorează unui editor, îi se datorează editorului Hitchcock, care i-a propus lui Saint-Exupéry, auzind poveștile lui despre acest personaj pe care îl tot desena peste tot pe unde apuca, i-a propus să scrie această carte. Păi scrie despre acest băiat, scrie despre acest prieten al tău. Și așa, datorită unui editor, a apărut această carte. Păi uite, așa e și cazul meu, poate o să devin și eu. Nu mă compara nici cu oricum. E și cazul meu. Mi-ai spus să scrie și tu o carte în prima dragoste, da. Spune despre prima dragoste, nu știu mai ce. Poate o să prindă. Bine, nu la nivelul lui Saint-Exupéry. Niciun caz. Nu se știe niciodată. Da. Eu știu, dacă am un banner de 5 metri, deja sunt, da, nu e rău. Sunt celebru. Am găsit citatul vulpii. Ea zice, dacă mă îmblânzești, o să avem nevoie unul de altul. Tu o să fii pentru mine unic în lume, eu o să fiu pentru tine unică în lume. Aplauze! Aplauze! Bravo!
Mai avem noutăți, o grămadă, dar ne avem, te rog, spune tu. Da, avem o carte la care eu țin foarte mult, o carte scrisă de Arcadia Solu, Manual pentru bunici. Asta este prima carte de grand parenting de pe piața noastră de carte, iar Arcadia Solu este o colaboratoare a noastră, colaboratoare pe care am cunoscut-o grație muncii mele la editură și care e o persoană extraordinară, aș zice, un personaj extraordinar. În mintea ei roiesc tot felul de proiecte, proiecte legate de educație, proiecte legate de copii, de interacțiunea celor mari cu cei mici și de cât de prin tot ce face ea, Arcadia Solun vrea să demonstreze cât de important este impactul oamenilor apropiați, impactul pe care îl au bunicii, părinții, în formarea unui copil. Și în această carte, Arcadia Solun împărtășește experiența ei de bunică și aduce o sumedenie de exemple despre cum să ieșim din situații complicate în relațiile noastre cu nepoții noștri, cu copiii noștri, cum să fim mai aproape de ei fără să le invadăm viața și fără să le facem viața un chin. Și multe, multe lucruri veți afla de aici, inclusiv veți afla cum să-i facem pe copii să citească și cum să-i facem ca o carte să facă parte din viața lor permanent. Foarte frumos. Așa. Și ce? Cătălina? Avem foarte multe noutăți pentru copii. Una dintre acestea este cartea Ioanei Giacăr, Somnii cu țicanii. Da, ce frumoasă e coperta. Da, sunt ilustrații de Andreea Chele. Ține, te rog, mulțumesc. Este o carte superbă de versuri pentru copii, scrisă în primul rând pentru nepotul Ioanei Giacăr, Filip, cred că îl cheamă. Da. Și Ioana creează o lume fantastică cu aceste personaje, Somnii cu țicanii, care fac tot felul de boacăne. Și pe mine m-a emoționat cartea asta pentru că sunt niște versuri cu totul și cu totul sensibile și autentice, ceea ce e greu în literatura pentru copii mai ales. Și desenele sunt absolut arată demențial. Da, lansăm cartea asta în weekend, sâmbătă sau duminică, nu mai știu că toate datele în capul meu s-au amestecat acum. Așa că intrați pe Facebook să vadă toate evenimentele, pe evenimentele. Da, pe pagina așa arată Somnii cu țicanii. Foarte tare. Da, Ioana Giacăr face parte dintr-o familie de scriitori, o familie cunoscută de scriitori din literatura română contemporană. Cunosc toți și cunosc toți cărțile regretatului poet George Giacăr. O cunoaște toată lumea literară și cei care iubesc cărțile o cunosc pe Diana Giacăr, care este scriitoare, traducătoare, poetă. Și iată Ioana Giacăr, care și ea e o poetă foarte bună, acum având un nepot, așa inima ei a fost deschisă unei cărți pentru copii, pentru nepotul ei. Și cred că o carte mai caldă decât o carte scrisă pentru un nepot, nu cred că poate să existe. Da, nu prea. Avem mulți Somnii cu țicani la stand, cine vrea să prindă unul, îl așteptăm. Da. Da, da, vine, vom avea o discuție despre nepot, despre poezii și despre cum a interacționat cu nepotul ei și ce părere are el despre aceste poezii. Mai avem o carte pentru copii, Minunata călătorie a Almei și a Motanului Ivan în Țările de Sus, o carte scrisă de Andrei Atănăsescu, cu ilustrații de un pictor foarte talentat de la Chișinău, Leonid Gamarț. Așa. Și cartea asta e În drum spre noi, de la Tipografie. Cartea asta e În drum spre noi. Aceasta nu este o carte care a apărut acum, este o reeditare, dar o consider foarte necesară și de aceea îndrăznesc să vă recomand chiar de aici de la stand cum se citește o carte, Ghidul clasic pentru o lectură inteligentă. E o carte pentru tineri, dar și pentru cei care nu chiar care își doresc să citească o carte așa cum trebuie. Pentru tineri sexagenari, la mine. Da, da. Și e tradusă de Doru Căstăian, îl cunoaștem cu toții. Pe Doru Căstăian, ca pe un promotor cultural și pe un profesor care nu se va apuca să traducă orice. Și cel mai tare, un profesor. Din parcare. Da, din parcare. Ce mai avem? Avem multe cărți de non-ficțiune. Avem două titluri noi în colecția Tradiții Spirituale. Mantra, Yoga și Sunetul Primordial și Cabala și Arborele Vieții.
Avem și aici lansare, tradiții spirituale se lansează, noutățile din colecție se lansează duminică de la ora 4, vă așteptăm. Perfect. Așa, dacă doriți să evitați conflictele sau să disecați cum... sau să le adânciți, puteți să citiți cartea lui Mihail Litvak, Vampirismul psihologic. Și e un manual așa din care înveți pe... Eu cred că e serioasă treaba cu vampirismul ăsta, uitați-vă câta teoria. Da, e și un titlu foarte sugestiv, da. Zice. Da, mai e o carte pentru cei care sunt pasionați de literatură din asta formatoare, nu sunt la birou. Dezvoltare personală. Dezvoltare personală. Asta e pentru mine. Da? Despre ce e vorba? Păi e vorba despre cum să despre muncă într-un context hibrid. Despre hibrid, cum adică s-au schimbat lucrurile. Să-ți organizezi viața mai bine atunci când poți să muncești și de acasă și de la birou. Și cred că lumea care s-a confruntat în timpul pandemiei cu diferite experiențe de genul acesta, păi sunt foarte poți să da, poți să și ordoneze gândurile citind genul ăsta de carte. Cred eu că e utilă dacă... Da. Păi zi tu, tata, cum e la muncă și cum e la birou. Da. Păi la mine, la muncă, la birou și acasă se confundă chestiile astea și e bine. Și biblioteca e tot, da, și biblioteca și munca și acasă. Și cine face ordine la voi la birou? El. Da? Bravo! Felicitări! O dat canapeaua la o parte, dat cărțile jos, etc. Aha. Eu mă ocup de... Da, și ce mai avem acolo? Mai avem două cărți dedicate... pentru copii, niște cărți traduse de o traducătoare foarte cunoscută de la noi, Justina Bandol. O carte despre balena dispărută și ultimul urs polar. Le-am văzut și eu azi prima oară, dar am zis că merită să fie recomandate. Așa. Păi cam da. Ce să mai, cel mai bine veniți la noi la păi stand. Da, să vină lumea la... Și descoperiți că mai avem noutăți în afară de astea, dar e greu să le înglobăm pe toate într-un video. Noi oricum o să trecem prin fiecare... Și cel mai important, am văzut un afiș acolo, aveți reduceri. Exact la astea m-am gândit și eu, am fost într-un gând. Avem colecția noastră de literatură contemporană și colecția de ficțiune fără frontiere, unde puteți să cumpărați toate cărțile la 50% reducere. Scriitori români contemporani, foarte buni, în plină forță, cu cărțile lor care au apărut pe parcursul anilor la noi la editură, sunt prezentați pe masa asta de pe diagonală. Sunt colecțiile V-am pus poezia, V-am pus proză și ficțiune fără frontiere, care au 50% reducere și mai mult decât atât, am inventat ceva nou. Avem la stand o colegă care se ocupă special de clienții, cititorii, vizitatorii noștri, care doresc să trimită de la stand cu reducere de aici cărți în țară. Deci dacă vreți să profitați și să-i luați cuiva cărți la 10 lei din ficțiune fără frontiere sau Avampost, vă așteaptă colega mea, comanda se face online și cred că merită. Da, și e gratis acest transport. Da, tot transport gratis. Mai bine. Da. Dar e retorică, cum să nu vii la parele la 45? Păi cum să nu vii? Cărți 50% reducere și le trimiți gratis direct de aici, nu știu, prietenului tău din Timișoara sau de la Galați. Nu mai spate aici. Zic de colecția noastră cu Andrei Turcop, scriitorul nostru mult apreciat și iubit. Și cărți legate de geopolitică, de granițe, de relații între țări și așa mai departe. Deci puteți să găsiți orice vă dorește inima la noi, doar să veniți și să treceți printre mese. Avem și cărți la 10 lei. Am ales din depozit niște cărți care merită să fie citite și care am zis că pot fi poziționate pentru așa un colț 10 lei. Deci, dacă și cărțile astea nu merit, atunci nu știu ce ar putea merita. Păi zi tu, tata, merită? Asta, mai ales asta a fost o carte fundamentală pentru articolele mele din ziarul RIN despre Bucureștiul vechi. Da, n-am știut. Bucureștiul din 1906. Și interesant că nu am avut-o împrumutată de la Cosmin Dragomir și am dat-o înapoi. Zis, da, o să-mi o cumpăr. Cătălina, noi mai avem o întrebare pentru tine. Că tu mai lansezi ceva aici, așa, să zic impromptu, nu impromptu. E o carte cu numele tău pe ea. Dar nu lansez că e veche, rău.
Sau te referi la cea publicată la editura asta sau la cea publicată la Cartex? E o editură. Ah, ok, ok. Păi stai să o iau ca să vorbesc. Deci ai uitat complet, să-ți fie rușine. Da. Lansezi carte sâmbătă și nimic. Da, păi ce să zic, a fost o surpriză foarte mare, nu mă așteptam, mai ales că a venit vestea foarte puțin timp înainte de târg. Să fi fost cu 3 săptămâni în urmă, 2 săptămâni, ceva cam de genul. Așa, da. Și m-am bucurat foarte mult și după aceea m-am panicat, am zis, stai puțin, cum să fie în carte transpus exact ce am spus acolo, că era o discuție așa prin viu grai. Mă gândeam, cum să rămân în posteritate, cu cine știe ce formulări am avut acolo ad hoc. Eu sper că și bine, abia aștept să ajung diseară acasă să văd ce am zis. Păi a trecut pe la tine, oricum. Da, da. Abia aștept lansarea, e sâmbătă la ora 18 la standul editurii Cartex. Mă bucur că e un prim volum dintr-un proiect care e foarte grandios. Mai sunt foarte multe episoade de podcast care urmează să fie și ele parte din... Podcastul continuă să vină. Da, iar podcastul continuă. Sperăm să o convingă și pe Diana Iepure să vină. Da, nu mă bag, aici vă negociați voi direct. Oricum, cine nu și-ar dori să fie pe o copertă cu aceste nume? Adică vă dați seama ce mândră sunt. Dar ce putem să facem noi? Să-ți mulțumim că ai fost prima. Da, mă mulțumesc și eu. A fost o experiență care m-a bucurat. Și pe noi, foarte mult. A fost o deschidere de drum foarte norocoasă pentru noi, să știi. Mă bucur tare. Pentru că, uite... Câștigi gen o dată cu tineretul. Da, clar. Veniți la Bookfest, veniți la standul editurii Paralela 45, pentru că nu aveți ce pierde. Dimpotrivă, aveți de câștigat un fond de carte foarte, foarte ofertant și foarte, foarte atașant. Mai ales că sunt și eu aici. Ce-mi povesteai tu de un interviu acolo? Da. Irina Nechit mi-a luat un interviu pentru Ziarul Național din Chișinău. Și a apărut, am primit vestea acum pe telefon. Abia aștept să... Bine, știu ce am scris acolo. Dar abia aștept să-l văd așa, să-l văd efectiv. Da. Să poți să-l recitești. Sper, da, pentru că am scris interviul între munca la 1000 de semne la site. Am avut o zi foarte încărcată și la cuptor aveam pâine. Pentru că fac pâine de casă, nu mai mănânc pâine din comerț. Și acum întrebarea cheie. Care a ieșit mai bine, interviu sau pâine? Pâine. Sigur pâine a ieșit. Deși era soratez. A fost prima pâine pe care era soratez, pentru că mi-a crescut frumos, a fost nemaipomenit, nu știu ce, așa. Și când am pus-o în formă să bag la cuptor, s-a frescheit. S-a desumflat ca un balon. Și am zis, gata, am ratat-o, asta e, arunc aluatul, fac altul. Deci nu, dar mi-a venit ideea să o întorc, știi? Am mai frământat-o de câteva ori, nu știu ce, i-am dat o formă un pic mai mică și după aceea a ieșit, uite așa, o mânătire. Deci nu începem în curând bucătăria lui Gelu. Da. Nu, nu, nu. Poate mai, de la anul. Mai trebuie să mai acumulez experiență. Ok, perfect, perfect. Deci interviul poate să-l citească... În Ziarul Național. Ok, perfect. Iar noi suntem la Humanitas acum, să explorăm niște... Da. Da. Acolo. Dragi prieteni, în premieră. Marius Iarnuș. Îmi dă un autograf pe cartea. E cu atât mai memorabil acum. Da. De regulă se punea spuneai spatele la bătaie, știi, ca să scrie cineva, știi cum făceau comuniștii. Păi da, acum dacă ne primeați asta. Ia stai tovarășe să scrie, să dau și un autograf pe cartea. Poți să o prezinti, poți să o prezinti, că oricum nu o să se găsească pe căci, uite... Poemele de la Lumina, Marius Iarnuș. Pe ce v-am dat pe asta? Uite, pe asta s-o prezinti, dacă poți. Asta nu o să o găsiți mai pe nicăieri. E deja, cred că ți-am dat o plată atât de mare. Nu. La altă dată, nu mă duc, nu? Bine, hai că-ți dau un exemplar. Deci asta e o raritate. Poți să spunem și partea asta? Foarte mișto arată. Da? E o raritate, dar nu mai există, practic, mai am eu câteva exemplare. Așa că, cred că mai este la o librărie, la o singură librărie, la librăria Sofia din Crăciun. Mm-hmm. Da. Mulțumesc, Marius. La ora 7:30. Față de 1:30 și 7:30? Am dormit 6 ore, cel puțin, deci a fost scaunul meu. Mesaje peste mesaje. Tu câte ore dormi de obicei? 6, 7. Când sunt obosit, după aventurarea la Chișinău, am dormit 9 ore, dar am pierdut o noapte, știu ce fost.
Da. O pierdere grea pentru mine, îmi recuperez foarte, foarte greu. Da, dar uite, tu n-ai spus la cameră. Cum a fost primul și al doilea zbor cu avion? Primul a fost excelent. N-am avut nicio chestie. Eram atent tot timpul la ceas, să văd ce curs am. N-a depășit 55 plus. Deci am avut chiar curs de pilot experimentat. Dar ziceai tu că atunci când făcea... La întoarcere am fost un pic, așa mi-au transpirat palmele, pentru că avionul făcea așa. A făcut un pic mai abrupt acum ce-i drept la întoarcere. Și așa... Și pentru unul care zbura a doua oară n-a fost prea plăcut, știi? Mai ales că vedeai pământul, că era așa aproape de... Da, se vedea pământul foarte ciudat, se vedea ca în Inception. Știi cum se ridicau, era în vis și se făcea arhitectura, știi? Era foarte ciudat. Și aveam senzația că exact ca în Inception, se ridică o latura pământului și se unește cu cealaltă. Ți minte că eram aproape să aterizăm sau ceva de genul și atunci eram, a făcut curba aia așa ușor în jos. Eram la Băneasa, deasupra Autopeni. Și a făcut curba aia foarte ciudată și... Dar suntem aici și asta e dovada că am aterizat cu bine. Bine, acum urmează niște zboruri mai lungi. Adică unde? Păi trebuie să vezi și tu Parisul, da. Să mergi pe străzile lui Hemingway, nu? Unde? În Viena, neapărat. La Madrid. La Madrid, exact. Barcelona, da. Roma. Bine, Florența. Roma e foarte aglomerată de turiști. Veneția, da. Florența mai degrabă. Florența, da. Sau ce oraș a recomandat? Era după aia scris că un episod era tot un ajun în Italia. De Florența am vorbit foarte mult. Florența, nu? Florența, da. Foarte frumos. Și mi-a spus câteva locuri unde o să mergem, știi? Deci, din carte. Da. Napoli, parcă a zis ceva de Napoli. Acolo există un restaurant micuț, unde se face faimoasa pizza napoletană. Și din ce am înțeles, este extrem de subțire, plină de ingrediente delicioase și cu un gust pe care nu-l mai întâlnești decât acolo. Poate le descifrez tainele pizzei să fac și eu în bucătăria lui Geru. Da. Am făcut o pizza cu bacon. Așa. Bacon, am găsit bacon la Kaufland, tăiat mărunții. Așa. Ai văzut tu. Cu mozzarella, cu măsline și ce-am mai pus? Scuze. Mulțumesc. Eram un pic să fie. Mă scuzi, am mâna murdară. Mă uitam la asta și nu știam ce e de unde stă. Mulțumesc mult. L-am publicat acum, în 2-3 zile, un poet foarte mic. E director... Vezi, dacă nu aveam camera pornită... Da. Vrei să mai iau eu aia? Nu mai prindea asta. Vrei să mai iau foarte tare. Păi arată și la camera acum. Dar trebuie tot să vă luați. Un bun prieten al site-ului meu, mie de semne, și un bun poet. Peter de mine. Și are pseudonimul Ivan Karamazov. Păi le-ai desconspirat acum. Păi știe toată lumea. Hai că mâncă pe aici. Deci cât am buget pentru Bucfest? Câte pare de... Câte... Cești de cafea? Dar ai primit 15 cafeluțe. Dar am impresia că au fost anonime, ambele. N-am văzut cine a donat, dar poți iei cărți de 15 cafeluțe. Și asta cât înseamnă? 45 de dolari sau cât? Înseamnă vreo 200...
30 de lei sau ceva de felul ăsta. Da, păi e ceva. Da. Dar nu e de gore. Putem să spunem la cameră, nu? Da, cum seama. Să mulțumim tuturor celor care ați donat pentru 1000 de semne și pentru fundul de carte, Biblioteca lui Gelu, care, uite, prin donațiile voastre se poate îmbogăți. O să iau cărți de aici, de la Manifest, pentru că am spus că nu aveam buget pentru Bookfest, dar acum uite că au existat donații și avem cu ce. Luăm cărți bune. Păi până acum pentru Bookfest ai strâns 15 capeluțe. Hai să vedem câte strângi până la sfârșit. Da. Cum e pseudo-pizza asta? Eu nu știu, nu pot să-i spun pizza. Vreau să-mi țină de foame. E multă, multă pâine. Dar o să-mi țină de foame. Atât. Aici, în partea asta, la unde steagul Italiei, este sandwich-uri, tarturi, chestii, care mă terminau oricum. Atunci îți comandăm. Bine, eu aș mânca tot la ei acolo. Apropo, ți-am adus o felie de pâine. Da? Da, că mă gândeam că poate... Că mâncăm acolo? Da. Au cartofi foarte buni. Carbohidrați. Mergem la Anatoma, să vorbim pe ea. Mergem la Anatoma, la casa editora noastră. Să ne povestească puțin și despre Dar Avere. Da. Pe rușinea noastră să ne bată la... Să ne dăm una peste cap, că n-am fost încă acolo. Da, i-am promis, am vorbit chiar când ți-am zis, că imediat după Bookfest o să facem o vizită la Dar Avere, în piața Matache. Abia aștept să ajungem. Și eu. Chiar am văzut o poză cu ei și cu Radovancă. Da, e un magazin foarte fain. Foarte fain. Era mișto dacă vineam și cu Radu pe el. Păi cred că vine aici, nu? Nu, la Dar Avere. Ah, da, Dar Avere, da. Ah, ce foame mi-ai tăcut. Și miroase mișto aici. Dacă vrei enzime, am. Ai enzime? Da. Să știi că e ok, dar e multă brânză. Foarte multă brânză. Așa că nu știu ce să zic. Și e prea greu să fie desfătat. Da. Nu e mai bine pentru mine. Nu. No. Eu am pus la pizza mozzarella, dar am pus relax. Pizza pe care am acasă e foarte bună când o scot din cuptor, nu știu ce e caldă, deci așa. Dar dacă o las la frigider, de a doua zi și o reîncălzesc, blatul e extraordinar de pufos. Când o scot din cuptor, blatul e mai face crânțenele, știi? De a doua zi se moaie, intră brânza aia, intră mozzarella aia, nu știu ce. Este și probabil condensul din împachetezul. Și astea, da. Așa? Și se face cu blatul foarte, foarte mare. Bine, acum depinde cum îți place. Unii, unora le place să mănânce puțin mai crunchy. Mie mi-a plăcut să mănânc biscuiți când era. Mai ținut de biscuiți? Mâncat tone de biscuiți. Mai ținut de biscuiți aia din tinerețe? Aia pe care îi făceam două, aia care erau de tablă. Care dădeai? Așa făceai că ei îmbrau în faianță. Păi pentru că i-am făcut margarină. Astea erau crescuteți. Dar se găseau un și atunci. Așa era asta, rețeta de margarină. Și nu știam la vremea respectivă că margarina nu e tot mai bine. Da. Și asta e. Margarină, ce era? Lingua atunci. Era mai acolo. Mergem pe lângă editura Cartier, unde o să revenim când vine Emilian Galaicu Păun. Când vine? Vineri. Emilian vine vineri și o să stăm de vorbă cu el. Aici sunt și cărțile mele. Așa. Le vedem acolo pe Gheorghe Rizant. Pe care o salutăm. Dar nu ne vede, așa? Și ghiciți unde mergem acum? Unde mergem? La coafa de editură Max Blecher.
unde sunt cele mai tari cărți de poezie. Uite că e și Ana acolo, e cu cineva. Da. E cu Ionel Ciupureanu. Așa. Face un intro, așa, și vrem să o luăm prin surprindere. Păi ia să vedem dacă... Să vedem ce cărți e... Să vedem ce carte a cumpărat Ionel Ciupureanu. Ia să vedem. Ce ne recomand Ionel? Cadiș, nu? Aici, da. Dar cum să nu? Nu așa. E o carte foarte bună de parte. Ana, ce faci? Uite, faci mă pregătesc să încasez noua foarte carte bine. A lui Radu Bancu. O să mă bucure. 30. Trebuie să mai zici două cuvinte atunci. Să mai zici două cuvinte. Poți să zici cum a fost la Chișinău când a citit Radu Bancu? Poți să zic cum a fost la Chișinău când ne-am întors? Să zic încă o dată? Ionul care făcea așa? De îți vinea să citești poezie? Da. Îți venea să citești. Am scris în materialul pe care l-am publicat pe 1000 de semne că am ascultat cu mare atenție poemele din Cadiș pe care Radu Vancu le-a citit la Chișinău și m-a intrigat, m-a făcut curios și normal că o să vreau să-i cumpăr cartea și să văd și să obținem și un autograf de la Radu. Neapărat trebuie să facem. E imperios necesar. Da, neapărat. Și uite, acum vrem să o tragem la răspundere de pe Ana Toma. Și să o întrebăm, Ana, de ce l-ai băgat în abis pe Radu Vancu? Așa e un fel de fântână acolo, știi? Care a fost ideea? Nu aș dezvălui, aș lăsa cititorul să descopere. Eu am ceva în minte, dar aș vrea să aflu din partea cititorilor, pe care îi rog chiar să-mi scrie, ori pe profilul personal, ori pe Tomagraf, să-mi scrie ce au înțeles din ilustrație după lectura cărții. Și uite, ziceai că ai ascultat poeme din Cadiș. Nu cred că ai văzut cartea până acum în carne și oase, așa că ți-o dăruiesc. Mulțumesc tare mult! Vezi ce înseamnă să fii 1000 de semne? Dragi prieteni, Ana e generoasă ca întotdeauna. Am spus eu că te-am bârfit cu Cristian Fula și el zicea, băi, da, Ana e o tipă socolie așa. Și am zis, băi, eu... Să știi că am mai întrebat cineva dacă zâmbesc vreodată. Dar știi ce am remarcat la aici, la Bookfest? Ți-ai schimbat coafura, nu-i așa? Este un post-efect al faptului că am deschis un concept store și acolo trebuie să par cumva, aici cumva, ca să aibă lumea impresia că... Păi și acolo ți-ai făcut iarăși, cum, ți-ai făcut iar Vogue, asta, nu știu ce? Păi nu, mergeți la Daravere și vedeți dacă mă găsiți acolo și să vedeți cum vă prezint. Păi să te pe cameră, mai zi încă o dată, promitem că... Mergem la Daravere. Așa. Că n-am mai fost de multă vreme pe lângă piața Matache, în zona Matache. Da. Păi să le și zicem așa unde mai exact. Că până apare videoclipul ăsta... Adresa oficială este piața Haralambie Băfescu 2. Este... strada Berzei, colț cu Popatatu și o recunoașteți foarte ușor, fiindcă este singura fațadă cu cărămidă aparentă. Și poți să vii și dinspre Calea Gliviței și dinspre... Și dinspre Gara, și dinspre Piața Victoriei și de peste tot. Da. Pe acolo era oricum un punct unde se intersectau. Am scris odată și ce am scris apropo de zona aia de acolo. Bine, acum s-a schimbat mult, au lărgit bulevard, nu știu ce, dar erau foarte multe străduțe. Pe toate străduțele astea mergeau tramvaie. Și am scris despre zona asta, ce tramvaie circulau pe acolo, știi? Cu stații, cu nu știu mai ce, am o hartă veche, de prin anii 60, știi? Am o hartă și din perioada interbelică, din 1934, tot cu transportul în comun. Am ținut de fotografii cu tramvaie vechi care treceau chiar pe Berzei și se vede, fiindcă de asta m-am documentat, se vede fațada despre care vă spuneam. Da. Da, este exact. A, deci de-aia s-a făcut-o așa. Noi am făcut-o, nu, noi am preluat acest spațiu. Okay. Nu era atent, apropo. Mi-am dorit foarte mult, am scris în editorialul de pe 1000 de semne, ăla în care eram cu buzunarele goale, știi? Și am spus acolo, îmi doresc foarte mult să am cartea Norii Iuga,
de la Nemira, carte de poezie cea mai recentă, și Cadișul Radu Vancu, și pe seama am primit. Deci eu sunt, am primit la... Poate ar trebui să încep să-ți dorești mai mult și mai mult. Asta-i spun și eu. Dar ce să vezi că mi-au donat și oamenii mai multe cafelițe. Așa și... Să-i încurajăm să doneze cisternă de cafeluțe. Da, da, da. Păi și acum că suntem la subiectul ăsta, ce recomanzi aici să cumpere oamenii? În afară de Cadiș, care aș vrea să recomand orice tip de poezie simt ei că se apropie ori de stilul lor, ori de gândurile lor, de oricare din potrivă îi face să reacționeze într-un fel sau altul. Uh-huh. Okay. Hai să le arătăm totuși. Da. Avem niște reeditări, nu? Avem ediția a doua la Resursa, avem ediția a doua la Autoportret în Flama de Sufură. Acestea două se vor lansa vineri. Cartea lui Radu Vancu se va lansa sâmbătă. Dacă nu l-ați descoperit deja pe Alexandru Funieru, este un volum de debut. Foarte bun. Eu n-am citit nimic de Alexandru, dar o să fac la un moment dat. Și o reeditare a Anastasiei. Ediția a doua. Ediția a doua. O carte care a avut foarte mare succes. Laureata premiului... Fiindcă unii cititori s-au plâns că nu mai găsesc în librării, am suplimentat tirajul, se găsește din nou. Foarte tare. Dar ce mișto e coperta asta? Sunt telefoane? Da. Ana, ne mai spui o dată de ce stau cărțile astea în cuștile lor? De trebuie să fie eliberate. Exact, asta vreau să... Exact. Păi cred că putem să încheiem aici cu gândul Camelia, ăsta. Camelia, ce faci? Ne spui două vorbe? Cu ce citești? Aduc mă. Bun. Păi atunci unde să vină oamenii să cumpere poezie? Ce e aici? Ce scrie aici? Standul A04, Casa de Editură Mazgrăt. Claudiu, unde ești? Vreau să stăm de vorbă și cu Claudiu. Îl prindem pe aici. Îl prindeți la propria lui lansare. Exact. Da. Mulțumim frumos. Și da, aici este instalația care a fost făcută pentru ediția a doua a Autoportretului. Unde suntem? Unde suntem? La prietenii de la editura Cartier. Cei care ți-au lansat? Ce cărți avem aici? Haide să vă arăt. Deci se mai găsește romanul Sebastian. Primul lucru pe care l-a arătat la cartier. Da. Așa. Costă doar 25 de lei. Gândiți-vă cât costă toate cărțile în ziua de astăzi. Doar 25 de lei, un roman de 640 de pagini, scris de mine. Așa. Uite. Prețul se vede foarte, foarte clar. Da. 25 de lei. Dovadă, 25 de euro ai zis? 25 de lei. Așa. Editura Cartier este cum intrați în pavilionul B2, în față este editura Cartier. Găsiți aici fără niciun fel de probleme. O colecție extraordinară care se numește Cartier de colecție, care a ajuns, mi se pare că a ajuns la numărul 48 sau ceva de felul ăsta, dar o să ajungem acolo, dar nu reperez cartea lui Fulaș. Dar ce mai avem aici? Mai avem al doilea meu roman, Caulas, a apărut anul trecut tot la editura Cartier. Îl găsiți și pe el aici. Este la Stan. E un pic mai scump decât Sebastian, dar e reactualizat cu prețurile respective, 39 de lei. Nu e foarte scump. E și mai nou. Da, e mai nou. Dar acum trebuie să vedem unde este traducerea lui Fulaș. Păi, hai să ne uităm, uite aici. Am văzut deja. Vezi coperta? Da, da, o văd. N-ai cum să uiți coperta asta. O traducere, o carte eveniment. Este a ajuns la volumul 4, Sodoma și Gomora, din ciclul În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust. O nouă traducere din limba franceză, semnată de Cristian Fulaș. Cristi lucrează de câțiva ani la traducerea lui Proust. Știindu-l perseverent și harnic, cu siguranță că
va încheia tot ciclul în căutarea timpului pierdut. E o carte eveniment, o traducere eveniment în literatura noastră, chiar dacă de acum Marcel Proust este încadrat la clasici. Așa, vorbind de curentele literare, este impropriu încadrat la clasici, el a fost un scriitor modernist, dar Cristian Fulaș a făcut o nouă traducere a lui Proust în limba română. Felicitările noastre, felicitări Cristian, care era și el pe aici pe undeva, dar tot era fuge și de aici noi. Și se fofilează ca vulpea. Trebuie să-i părăm două cuvinte și lui. Mai trebuie să mai spun ceva despre o carte a unei doamne pe care am cunoscut-o la Chișinău. Se numește, este Lorina Bălteanu, dar să văd dacă îi găsesc multe cărțile Tatianei Țibuleac, care sunt foarte bune, două romane, Valea care mama a avut să ochivez și Grădina de sticlă. Sunt două romane care au o carieră internațională deja, sunt traduse în mai multe limbi. Tatiana Țibuleac este o autoare foarte, foarte cunoscută, nu doar în Europa, ci și în lume. Dar unde este cartea lui Linei Băltaru? Păi, mai bine întrebăm pe cineva? Ne întrebăm prietenii de la cartier? Da. Sunt în discuție. Lorina, trebuie să-ți dau miel de Paște. Deci Lorina Bălteanu, da? Roman, o revenire după mai bine de 20 de ani în literatură, legată cu Funia de Pământ, o să aibă lansare vineri sau sâmbătă, nu mai știu sigur. Și noi să fim acolo. Alte două cărți apărute la Editura Cartier și pe care le-am văzut și la Chișinău. Coerența labirintică, o carte de poeme de Vasile Grigincea, cu care am vorbit la Liceul Spirit împreună. Cartea asta, care ți-a fost dăruită la Chișinău, a rămas dăruită la mine și am început să o citesc, apropo. Păi am și eu, cum? Da, foarte generos la cartier. Și volumul 2 al jurnalului La sfârșitul lumii, al lui Vasile, nu? Vasile tot așa o să aibă lansarea vineri sau sâmbătă. Și ne întâlnim cu el, ar trebui să ne întâlnim sâmbătă. Da, sâmbătă ne întâlnim la Editura Cartex, la lansarea, evident, antologiei Biblioteca lui Geru. Da. Din care și el face parte. Și o să ne mai întâlnim aici la cartier cu Emilian din Lărântare. Da. Vineri ne vedem cu Emilian și el o să ne spună mai multe despre cărțile. Eu abia aștept. Așa un pic în revistă. Hai să ne mai primăm pe aici, să vedem ce alte edituri mai găsim. Hai să vedem. Cian a fost de acord și am vorbit și eu mai mult. N-am mai făcut un podcast de multă vreme și eram nevorbit și uite, ne înregistrează deja, știi? Deja? Ciprian, păi, gata, cred că am Ciprian, ce faci la Editura Cartex? Păi, în primul moment am venit să iau cartea asta pe care ai făcut-o tu. Ai venit probabil să vezi dacă mai este jurnalul tău aici. Da, mai este jurnalul, așa că toată lumea când intră în târg, în primul rând trebuie să ajungă la Cartex ca să ia jurnalul meu și cartea pe care ai făcut-o tu, Biblioteca lui Geru. În rest, cel mai cumpărat, mă rog, e secundul. Ce ai mai cumpărat pe acolo? Mai e ceva. Mare lucru n-am luat, abia am ajuns. Da, uite, asta mi-a adus-o și mie aseară. Traducerea lui Apăluță. Da. Ceea ce pentru mine e o garanție că e ce trebuie. Da. Și asta mai mult pentru puștul meu. Arnold Bennett. Da. Ei au un ritm susținut. Ai început să dai și autografe pe cartea Biblioteca lui John. Da. Cred că n-am fost primul, dar... Nu, dar... Păi, felicitări, te-ai mișcat repede, ai adunat oameni faini, bineînțeles. Așa. Păi trebuia. Și... Neapărat. Chiar nu mă așteptam să reușești atât de repede să și adun într-un volum o parte dintre... Păi îi spun sincer că îi datorez treaba asta Lucian, evident. El, adică ideea exista așa în munce, știi, dar el a venit cu propunerea concretă. A spus, hai să facem chestia asta, că va ieși o treabă foarte faină. Și uite rezultatul, a ieșit o carte care arată foarte bine.
Uite, ca să... Ce vor spune și protagoniștii. Ca să fim așa altruiști, poate vorbim cu Lucian și discută cu Emma, cum o cheamă, Emma Cojocaru, care are ciclul acela cu bibliotecile scriitorilor. Ar putea să facă o serie cu... Ea are și niște fotografii foarte, foarte interesante. Foarte, da. Foarte drăguț. Și ar putea să facă așa ceva. Pe la câta bibliotecă ai tu? Le are la septar de atâta timp. Deci am vorbit cu Cătălina Bălan, cu Răzvan Țupa, cu Lucian Plicop, evident. Da. Și jurnalul să se vadă. Dar eu nu cred că am jurnal, trebuie să-mi dai și eu un jurnal foarte bun, încă îl mai găsiți la editura Cartex, veniți și luați-l și are și un preț special. 14 lei, 14 lei e... este... Moca aproape. Da, adică... Frate, și mai stai 2 minute că vreau să iau și eu. 14 lei e o bere în centru vechi, nu? Sau ceva. Unde? 14 lei? A, nu mai e? 21? Eu n-am mai băut de multă vreme bere și nu... Cam ăsta e prețul. Cea mai ieftină, probabil. Deci, cu mai puțin de o bere, așa puteți să cumpărați o carte excepțională. Și eu am vrea să mai spun... Aș vrea să mai spun încă o dată că Ciprian trebuie neapărat urmărit pe Instagram, eu îl urmăresc în fiecare zi. Deci orice poză pe care o postezi, stă acolo cu like-urile. Da. De pe ambele conturi. Și așa, am zis excepțional, cu toate că lui Fulaș, dacă o să se uite la clipulețul ăsta, nu-i plac deloc adjectivele și superlativele și chestiile astea. A postat ceva pe Facebook. Ce, băi, cum poate să spună cineva fabulos, știi? Cum poate să spună cineva într-o propoziție, nu știu ce alte adjective. Da, Cristian, de ce e atât de încruntat tot timpul? Mai relaxează puțin că... I-am zis, și când râde încruntat. Da, și când râde încruntat, da. Se face, dar e un scriitor foarte bun, iertăm încruntarea. Da. Are, mult succes, Cristi, încruntat sau neîncruntat, dar la asta ne folosim adjective. Să vină acum din spatele nostru de undeva. Și Cristi, înțelegem că este și reciproc, am mult succes nou din partea ta pentru biblioteca lui Gelu și celelalte cărți, știi? Da. No, Ciprian, hai. Și eu te felicit și îți mulțumesc încă o dată că ai venit în biblioteca lui Gelu, că am avut un dialog foarte fain. Aș vrea să spun, la corectura, cred că a treia a cărții, când am primit ca să dau BTV. Sper că am ieșit mai deștept decât... Am luat prin sondaj. Mărturisesc că n-am mai avut gaț ca să citesc toată cartea de la un capăt la celălalt, pentru că trebuia să se întâmple, Lucia mi-a dat azi și trebuia să se întâmple azi. Da. N-am mai avut. Și am luat prin sondaj, știi? Am recitit dialogul cu tine, pentru că știu că ești foarte atent la detalii și vrei să iasă totul bine și atunci când îți dorești să iasă totul bine, ești și critic, știi? Adică arăți lucrurilor, spui lucrurilor pe nume, știi? Și m-am străduit, am vrut să iasă măcar 90% bine, știi? Probabil că mi-a mai scăpat ceva pe acolo, dar am fost foarte atent. Evident, am fost foarte atent în general la carte. Păi acum tot ce ai să tragă de ureche. L-am recitit, nu numai pe al tău, nu mai spun și pe celelalte, așa, dar al tău a fost unul dintre ele. L-am recitit cu foarte mare atenție și evident că mi-a plăcut foarte mult. Și o să placă și celor care cumpără carte, evident, da. Oricând ești binevenit în biblioteca lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Revin cu drag oricând. Da. Mersi mult. Ceau, mersi. La fotografie, da. Și fetele mi-au spus că îl așteaptă cu nerăbdare, știi? Da. Și era o carte, parcă am mai spus de o carte. Că... Da, nu. Da. Hai să începem cu chestia asta. Nu? Cam ne-l filmează deja. Ah. Surprise! E un dialog între Adrian Păunescu și Marin Preda, vorbind despre... un roman al lui Brepan transpus în film, în care Preda îl devastează pe Brepan, neștiind că este înregistrat. Este ok că nu am vorbit de rău în paralela 45. Au fost numai zâmbete, atât trebuie să știe. Da.
Da. Tata, ce dialog... facem aici la Cartex? Facem un dialog spontan. Exact, asta. Ne-am întâlnit pe aici pe alee, nu ne-am văzut de câteva ore aseară. Așa. Iar Dan a stat de-a procesat chestiuni cu noi doi în decursul acestei nopți. Și ce ne largă? Cărți. Da. Evident. Aș începe cu o chestie. Care e cea mai tare carte de la pentru... Una care înțeleg că este în tipografie și care va să apară. E mai micuță, avem una mai groasă. E fiecare carte ce se lansează în vecinătate, așa, în momentului în care sunt, o resimt drept cea mai importantă chestiune. Și uite, peste o oră se lansează un volum de poezie al lui Radu Enache și textul ăsta al lui Radu, 70-80 de poeme de respirație foarte largă, m-au trimis, sigur, păstrând proporțiile așa și având o jenă să spun asta, dar asta e, la un text din 60 al lui St. John Peirce, când primește premiul Nobel pentru literatură și în care vorbește despre poezie. Și dacă toată lumea se aștepta ca St. John Peirce, care în discursurile lui anterioare să vorbească despre diferențele între statutul lui de poet față de cel de diplomat, de navigator, șocant, St. John Peirce vorbește despre omul de știință care e un fel de poet, despre omul care este în comerț și care este uneori poet. Ne fotografiază cineva, dar era casa de marcar. Scuze-mă că te-am. Da. Da, după volumul de poezie al lui Radu, să fie mâine o experiență pe care am trăit-o în ultimul an și ceva, ajungând într-o arhivă colosală, în arhiva lui Max Brod, în arhiva Kafka lui Max Brod de la Ierusalim, unde cel mai greu mi-a fost suport nu textele lui Kafka, ci desenele lui Kafka. Interesant. Kafka a fost un desenator slăbuț, așa, schematic. Ca, da, schematic și cu o linie așa nepură, adică cu un desen nepură, dar unde desenele lui pentru colonia penitenciară, sau oamenii lui care trec prin cele mai stranii poziții de gimnastică, pare, în șezut sau în picioare, toate aceste lucruri, de fapt, sunt forme de metaforă. Simplific lucrurile ca să... Stendhal are în Lucien Leuven, sau nu mai știu în ce carte, are tot așa niște tot felul de desene antitalent, de altul, știi? Da, în caietele lui Kafka se vede că este acțiune cumva complementară actului de scriere. De... Și mai este ceva care ne este specific nou și mi-amintesc de discuția noastră de după momentul în care ai dat BT-ul pentru biblioteca lui Gelu, în care îmi spuneai prefața mi-e greu să o suport, prefața ta. De fapt așa sunt eu când îmi recitesc textele și asta, așa mi se pare îngrozitoare. Ești kafkian, adică nu e o defecțiune și nu e psihanalizabilă și nu e depus într-o ecuație așa de psihologie. Nici măcar poezia asta nu. Da. În corespondența lui Kafka cu Felice, spre exemplu, pentru Metamorfoza, se e autodevastator. Vorbește despre textul ăsta ratat, care a ieșit îngrozitor, dar de care vreau să scap cât mai repede. Și bucuria că a mai scris încă o pagină este cumva pusă în umbră de suferința că nu e ce trebuia să iasă. Știi, în jurnal, exercițiile lui, da,
deci un text reluat de nu știu câte ori și scris sub altă formă, păstrând linia ideatică, dar era cu totul altă. Are niște jocuri stilistice extraordinare. Dar pentru că era poet. Pentru că era poet întâi de toate și el vorbește despre sine ca despre un poet. Așa cum vorbește la un moment dat și Mircea Cărtărescu despre sine într-un dialog. Ca el despre... e în esență poet. El e... Nici măcar nu zice în esență. Zice, eu sunt poet. Asta este de fapt și... Nu, noi însă citim un Kafka deformat de trecerile prin istorie, unul în care apare o gânganie pe copertă și așa mai departe. Apoi Ana de Noai, Cartea vieții mele, traducerea Irinei Izvernat Arabac în colecția Biblioteca Irina Mavrodin. Și aici este o poveste senzațională cu Bogdan Lefter, care îmi spune acum câteva zile că Irina i-a fost Irina Izverna, i-a fost studentă. Cum i-a fost studentă, de asemenea, i-a fost student și soțul Irinei Izverna, și bine, coleg de universitate, a fost cu Irina Mavrodin. Da, apropo, este o legătură cu Pan Izverna? Este fiica lui Pan Izverna, da. Dar legătura specială, cumva, în ordine de scritură, este cu Irina Mavrodin, în cazul Irinei Izverna. Un lingvist româno-american, de altfel, și traducătoarea, de asemenea, a lui Saussure în limba română. Celui cu arbitrariul semnului lingvistic. Bun. Clasicul lingvisticii. E un clasic deferentar, îmi pare rău, dar n-am ajuns la Saussure deocamdată. Nici la Lacan. Eu da, dar nu că mă simt mai bine așa, că este gluma noastră de la jocurile de cărți. Saussure este gluma de la mine, de la chestia. Adică eu sunt mai poet, așa vorba. Vorba lui Mircea. Vorba poetului, da. mai greu. Ok, o altă carte foarte mișto este Regele Lir în proză, o rescriere pentru adolescenți a lui Mircea Măluț, Marcel Seserman și el poet, care a avut această idee, adică l-am provocat să facă asta, pornind de la un curs american de literatură Shakespeare. Shakespeare ar fi normal să pronunț, da? În care Elizabeth Newman vorbește despre cea mai bună piesă scrisă vreodată, despre Regele Lear, despre King Lear, care este în același timp și cea mai dificilă piesă scrisă vreodată, pe care nimeni nu reușește să o rețină de fapt, și creează ea niște itemi de succes, de valoare a textului ăsta, și e cel mai sus King Lear, mai sus decât Hamlet. Cu toate astea, ca posibilitate de a fi înțeleasă de oameni, mai ales de noi, este undeva pe la 5 puncte din 10, adică inaccesibilă aproape. Și nu... Am văzut un film, apropo de Regele Lear, am văzut un film, o adaptare cu Anthony Hopkins, o adaptare într-o altă chestie și film fin, artistic. Personajele desfășurându-se pe mai multe scene și așa mai departe. Un Anthony Hopkins absolut genial. El era King Lear? Da, dar e un scenariu adaptat, am spus, și mult elaborat. Da. Închei cu cartea și cu omul la care cred că toți, măcar noi, eu mai ținem foarte acolo, mult. Da. Este vorba despre Mihai Șora. O sinteza filozofiei lui Șora,
făcută de unul dintre discipolii lui, de filozoful Leonid Dragomir. O minunăție de carte, pentru că înțelegi de aici și numai care este secretul longevității lui Șor. Într-un text, Șora explică pașii necesari pentru a ajunge să trăiești mulți ani, să treci 100 de ani și pe atunci avea 70 și ceva de ani. Bun. Iată că reușește să pună în opera această chestiune. Iar într-o altă cheie, care pe mine mă interesează mai mult decât toate celelalte, de ce Șora este și într-unul dintre eseurile lui Leonid, e o explicație a acestui lucru, spusă într-un limbaj filozofic, dar și într-un accesibil, de ce prezența lui Șora în piața în piața Victoriei, la demonstrații, avea un sens filozofic profund. Și unul legat de discursul lui filozofic din perioada comunistă, nu doar de acum. E bine, astea sunt lansările, așa, într-un... Sperăm să închei cu Biblioteca lui Gen. Cred că am și început cu ea. Da. Am început cu ea și terminăm cu ea. În siguranță, sâmbătă la ora 16. 18, da. La 6. La 6 după amiază. Și nu mai trebuie să vă mai întrebați, dragi prieteni, unde să veniți. Veniți la editura Cartex, pentru că sunt câteva cărți eveniment. Și mai important de spus, că e o reducere destul de importantă aici la Cartex. La Cartex discountul este de până la 60% pentru cele mai multe cărți, adică pentru toate cărțile. Infrapaginalul, uite, la 14 lei. Mi-a arătat Ciprian, pentru ne făceam socoteala că este mai ieftină decât o bere în centru vechi. Da. Deci, da. Mai am o chestiune de spus pe care am ratat să o spun aseară la întâlnirea noastră dedicată în Biblioteca lui Gelu și dedicată celor prezenți în Biblioteca lui Gelu. Notasem eu acolo o chestie deșteaptă și am uitat să o spun un pic, că aici este un volum de anticritice. Definesc pe scenă chestia asta, pentru că e o treabă foarte, foarte importantă așa pentru înțelegerea acestui text. Numai faptul că tu reușești să faci cu oamenii pe care i-ai invitat în bibliotecă o pledoarie pentru literatură și pentru fotbal, de asemenea. Și mi-ai spus un lucru aseară care mi-a rămas în minte și l-am procesat de dimineață, cum că e o carte de istorie, de fapt. Ai spus asta aseară. Am spus că e o carte de istorie a literaturii, dar pot să spun că e o carte de istorie a culturii sau că e o carte de istorie a noastră. Da, datorită exact. Invitațiilor. Datorită invitațiilor, datorită provocărilor tale, pentru că invitații n-ar fi fost relaxați să vorbească despre fotbal decât pentru că i-ai provocat tu, despre războiul din Ucraina. Am căutat pe Bogdan Alexandru Stănescu ca să-l felicit că Dinamo este la baraj, dar nu l-am găsit, o să fac la un moment dat. Inevitabil ne vom întâlni, deoarece ne leagă o carte deja. Da. Da. Mulțumim, Lucian. Mulțumim mult. Mulțumesc eu. Să ai un bun fest excepțional. Și voi. Să fie. Mulțumim. Dragi prieteni, cred că suntem în premieră la standul editurii Nemira. Nu, n-am mai fost, n-am mai înregistrat, n-am mai făcut. Eu am înregistrat anul trecut. Dar doar așa, da, n-am mai vorbit. Exact, ăla, nu am vorbit așa. Marian Coman este atât de amabil încât să ne facă un tur pe aici, prin misterele artei japoneze, nu știu, spune tu când. Păi ia, o să încep să vă spun așa că de acum un an am adus pentru prima oară pe piața din România câteva serii de benzi desenate japoneze, adică de manga, sub eticheta imprintului Nezumi, pe care îl coordonez. Până acum avem patru serii publicate. Este vorba despre Mireasa Străvechiului Marc, probabil că ați văzut pe prietenul nostru personajul diavolesc aici, care ne copătășește. Care arată așa.
arată impozant. Este vorba despre o relație de dragoste, prietenie și alte lucruri dincolo de și dincolo de magie dintre un mag, dintre acest personaj, și o tânără umană. Avem și Regatele Ruinei, care este o poveste de science fantasy. Da, sunt benzi desenate al negru, care se citesc de la dreapta la... Păi, Heidi era de fapt un anime, era o reprezentare în sub forma unui desen animat a unei astfel de publicații. Cred că s-au împlinit de curând 100 de ani de când tipul acesta de artă funcționează în Japonia. 100 de ani? Wow! Da. Chiar de... Are o tradiție foarte lungă și în Japonia, benzile desenate, aceste benzi desenate, manga, se vând în sute de milioane de exemplare. Exact. Noi am semnat de curând, Nemira a semnat un contract cu Kodansha, care este cea mai mare editor de bandă desenată japoneză, de manga, din Japonia, astfel încât în toamna acestui an o să aducem Attack on Titan. Este cea mai cunoscută și mai bine vândută bandă desenată japoneză la nivel mondial, cu 110 milioane de exemplare vândute. Dar mă înșel eu sau e în creștere cerința pentru manga în România? Senzația mea este că da. Eu am intrat cumva în lumea asta pentru că vreme de 5 ani am fost full-time writer, scriind scenarii de benzi desenate pentru o revistă care se numea Harappa Continuă. După aceea am ajuns să lucrez pentru editura Nemira, unde cotonez în timpul Armada, cu portofoliul de carte SF Fantasy și Thriller și mai nou de un an de zile Nezumi. Dar de ce vă aminteam de Harappa Continuă? Fiindcă cu ajutorul de Harappa Continuă am început să ajung la Comic-Con din 2012. La primele ediții ale Comic-Con-ului, adolescenții care veneau acolo se costumau, cei care făceau cosplay, adică se îmbrăcau în costumele unor personaje, se costumau în eroi din benzile desenate americane sau din filmele americane, Batman, Superman și așa mai departe. Începând de vreo 4-5 ani, adolescenții care vin la Comic-Con, în proporție de, pe lângă faptul că sunt mult mai mulți cei care se costumează, dar în proporție de 95%, aș zice eu așa, o estimare grosomodo, se costumează în personaje din anime-uri și din benzi desenate coreene sau japoneze. Asta înseamnă cumva că interesul pentru cultura japoneză și în special către manga pentru adolescenții din România este într-o creștere. E un lucru pe care noi l-am sesizat și Ana Nicolau, directorul editurii Nemira, l-a sesizat de ceva timp, am discutat despre asta și de anul trecut am adus aceste prime titluri. Și adolescenții, oameni maturi, întreabă... Stăm de vorbă cu adolescenții, poate că târgul de carte nu este neapărat un loc unde vin foarte mulți adolescenți interesați de fenomenul ăsta, dar Comic-Con a fost. Ne-am fost și la Comic-Con cu stand. Nezumi, au venit foarte mulți tineri acolo și în plus foarte mulți comandă de pe site sau caută în librării. Ca să înțelegi, Comic-Con e o conferință... Nu, este un soi de book fest, dacă așa, vreți, pentru, este un soi de târg de carte care este dedicat... Am văzut niște secvențe la Comic-Con. Este dedicat pop culture-ului, dacă pot spune așa, da? Adică literatură SF și fantasy, film SF și fantasy și thriller, gaming... Benzi desenate. Eu mărturisesc că e ca și cum mi-ai vorbit în japoneză despre asta, știi? Adică nu sunt prea... Dar așa înveți. Nu am competențe. E o literatură, da, îmi place să învăț, sunt super interesantă. Ce aș spune eu că și în manga și în literatura bună avem de-a face de foarte, de cele mai multe povești foarte bune. Da. Și în, bine, și în manga există și povești bune și povești rele și o manga scrisă mai bine, alta mai scrisă mai rău, așa cum funcționează. Dar până la urmă și... Cartea în format fizic și banda desenată sunt niște vehicule pentru a spune niște povești și pentru a transmite emoții. Suportul este diferit. Ce aduce banda desenată japoneză nou este o altă perspectivă asupra poveștilor. Pentru că eu am crescut cu Pif, cu Rahan, cu astea și erau benzi desenate. Erau unul dintre... De adevărat, erau în limba franceză, aveau o specific. O să vă rog să veniți după mine dacă se poate, pentru că vreau să vă mai povestesc despre ceva. Pe lângă Nezumi, unde avem bandă desenată japoneză, în Armada, care este colecția de carte SF, fantasy și thriller a editurii Nemira, adică imprintul, sub care apar Frank Herbert, George Martin, Stephen King. Le-am luat pe toate de la voi. Mulțumesc frumos. Avem și o colecție care se numește Armada Comics. Asta o am și eu. Când am publicat romanul Graphic Dune, deci este banda desenată realizată după romanul Dune. Cel după care a făcut după care a făcut Villeneuve filmul deja celebrul, primul film.
Și aceasta este banda desenată pe un scenariu scris de Brian Herbert, care este fiul lui Frank Herbert, și Kevin J. Anderson, care este un scriitor american de succes, care a continuat poveștile lui Frank Herbert. Anul ăsta, de pildă, noi am publicat Vânătorii Dunei, care este cea de-a șaptea carte din seria Dune, scrisă de Brian Herbert, pentru prima oară în limba română. Urmează ca în toamnă să publicăm și Viermii de nisip ai Dunei. Cărțile 7 și 8 încheie seria originală a lui Frank Herbert, pe baza unor notițe lăsate de Frank. Abia aștept, sunt extrem de curios. Mulțumesc frumos! Cam asta e cu benzile desenate. În jurul acestui tip de literatură și de reprezentare grafică. Eu nu ascund și vă mărturisesc lucrul ăsta că în anii 90, când eram un elev de liceu, am citit Dune. A apărut la editura Nemira în colecția Nautilus sub două volume și cartea aia cumva m-a... Sau mi se pare că dai cum. Oameni, da. Cartea aia m-a transformat. M-a învățat să văd până unde poate funcționa imaginația unui om și ce poți crea doar din cuvinte, cum poți construi un univers întins pe de mii de ani și pe sute de mii de ani lumină. Păi acum, dacă te-am prins aici, o întrebare scurtă, că te-am și întrebat. Cum ți s-a părut filmul față de carte? Al lui Villeneuve, evident. Ca un videoclip bun pentru o muzică bună. Imaginile sunt foarte frumoase, actorii sunt foarte bine aleși. Niciun film cred că nu va reuși să atingă profunzimile pe care le atinge literatura. Dar dacă ai citit cartea, filmul lui Villeneuve este o ilustrație extraordinară din punctul meu de vedere pentru povestea lui Frank Herbert, așa cum filmul lui David Lynch din anii 80 nu a reușit să fie. Deși, din punctul meu de vedere, deși a fost și el revoluționar până la un punct. Și erau și limitări tehnice. Erau limitări tehnice, evident. Apoi o viziune de la un regizor care este mai nonconformist, cum era David Lynch, și atunci lucrurile au evoluat într-un plan mai personal. Eu, când filmul atunci, parcă mi-aduc aminte. Da, și erau niște efecte foarte interesante când se luptau. Eu mi-l amintesc pe actorul care îl interpreta pe David, pe Dale Cooper în serialul Twin Peaks, nu? Da. Și el. El interpreta pe Paul Muadib, da. Știu că citisem deja romanele și am văzut filmul atunci, în anii 90 l-am văzut și am fost dezamăgit, că nu se poate. Hey, filmul lui Villeneuve, că tot am deschis paranteza asta largă, se pare face cumva dreptate, este o ilustrație bună, dar nu e suficient pentru a înțelege povestea. Și un orizont de așteptare, că toată lumea așteaptă în decembrie următorul film. Cum era la Stăpânul Inelor, știi? Adică toată lumea aștepta partea a doua și... Și nu vă ascund, acum vorbim din punct de vedere al unui editor care editează cărțile astea, că asta a fost următorul pas, m-am topit, că am ajuns să lucrez la Nemira și să editez cărțile cu care am crescut și care m-au transformat. Și pentru noi este, cred că pentru orice editură, o ecranizare de succes înseamnă ceva, pentru interesul cititorilor se reîntoarce către cărți. Și ne bucurăm că le putem oferi cu siguranță filmul e o introducere foarte bună pentru cartea în sine, mai multă. Uite, de exemplu, eu trebuie să vă mărturisesc că am văzut filmele, ecranizările după cărțile lui Stephen King, dar nu i-am citit cărțile. Da, să știți, cu câteva excepții, din punctul meu de vedere, ecranizările sunt interesante, dar din punctul meu de vedere, în majoritatea lor, sunt eșecuri. Cu câteva excepții, The Green Mile, de exemplu, este foarte bun și, de asemenea, Shawshank Redemption, adică Închisoarea Angelilor, care este pe locul 1 și dacă tot ați zis, merge un pic spre Shining, deși acolo nu îi se face de toate, finalul lui Kubrick este schimbat, este altfel decât l-a scris Stephen King. Știi povestea din spatele scenariului, nu? Că inițial scenariul a fost scris de Stephen King. Dar Kubrick a spus, păi nu prea te descurci. După aia s-a băgat pe scenariu. Da. A schimbat finalul, fundamental, i-a schimbat finalul. De asta, după aceea, Stephen King, dacă mă înșel, a produs sau a făcut parte din echipa și a și jucat într-un film pentru televiziune, în două părți, după Shining. Și el are și rolul Kellnerului, dacă mă înșel, cânta într-o orchestră. Uite, trivia bun. Da. Sunt două filme Shining. Iar eu pot să vă spun care este cartea mea preferată de la King. Este cartea care se află acum pe primul loc în topul personal al lui King, este JFK. Este o carte
care are ca temă principală, aș zice, călătoria în timp. Avem un personaj care se întoarce să îl salveze pe Kennedy de la moarte, dar dincolo de acest pretext, de fapt este cel mai frumos roman de dragoste pe care am citit eu. Este absolut senzațională, nu este un horror. Are ceva valențe thriller, poate, are valențe de policier și de crime, poate, dar dincolo de toate astea este cel mai frumos roman de dragoste pe care l-am citit. Și în rest, noi am publicat, în Armada anul trecut, odată cu ediția internațională, cel mai recent roman al lui Stephen King, care stăm în bază. A apărut, așa cum spuneam, odată cu ediția americană. Cititorii din România au putut deschide cartea asta odată cu cititorii din Statele Unite, ceea ce francezii, spre exemplu, n-au putut face. Ei au citit un baz la câteva luni distanță. Iar anul ăsta o să publicăm Holly, care este cel mai recent roman al lui încă nepublicat, la fel odată cu ediția internațională, în luna august, cred că o să apară și la noi. Iar noi avem o viziune 360 asupra cărților, în sensul că pe lângă acolo unde e cazul, pe lângă filmele la care au acces oamenii în cinematografe, pe lângă cartea scrisă, benzi desenate, acolo unde se poate, aducem și cărțile în format audio. Pe Audiotribe, dacă intrați, le puteți asculta. Pentru King avem un actor cu voce extraordinară, se numește Ștefan Fortir, care citește cărțile într-un mare, mare fel și te topești ascultându-le. Dacă ești partizanul sau dacă vrei să încerci tipul ăsta de lectură. Eu ascult, eu sunt și. Și mie, de asemenea, și mirosul, da. Dar uneori, în metrou, exact, cu căștile mireche, exact, da. Când timpul acela este pierdut, sau în mașină, în timp ce stai o oră și jumătate în trafic de la Budapesta, de unde locuiesc, până la editura Nemira, asculți fie pe divizoarele mașinii, fie într-o cască și cum ai spus, poveste dacă bună. E și o voce... Și dacă este o voce care te duce acolo unde trebuie, este absolut extraordinar. Da. Păi ați auzit, domnilor și domnilor, vă așteaptă Stephen King, vă așteaptă Dune, ziceai că la sfârșitul anului apare și partea 8-a? Da, din Dune, care se numește Viermii de nisip ai Dunei, și George R. R. Martin. Oh, da. Asta este o carte de colecție, se numește Înălțarea Dragonului. Pentru cei care l-au citit pe Martin, pot găsi o carte ilustrată cu câteva sute de imagini inedite, o grafică absolut demențială, dar pentru cunoscători eu vreau să recomand ceva anume. Te rog. Este un HSF, o carte pentru cei care au apreciat filme precum Inception, mm-hmm, sau Interstellar. Uite, asta e o carte de care te-ai bucura. Este un autor britanic specializat pe space opera și pe HSF, dar aici face un pic altceva și călătorești din nodul înghețat de la 1800 până cândva la capătul timpului și al spațiului. Este absolut senzațional cartea asta. O revelație și pentru mine. Am încercat de tine acum eu. Așa că vă recomand. Ce am mai făcut recent a fost că am adus în România pentru prima oară niște romane clasice de Stephen King, scrise de el în anii 80, cu mare succes afară, dar care nu fusese republicate până acum. Este vorba despre Focul Vil, Firestarter, și despre Cujo, un alt roman, îl găsim un pic mai încolo, care are ca personaj central un câine turbat și e chiar un roman din perioada foarte horror a lui Stephen King. Tata, impresii? Trăgeam cu ochiul să văd unde este colecția în autor, știi? Mergem și acolo. Eu sunt mai pe zona aia. Vreau să vă mai arăt ceva, că uite, sare. Apropo de comunicarea asta dintre arte, dintre desen și literatură, dintre este o carte, un thriller, care se numește Imagini Ascunse, de Jason Reculac, o carte care m-a fermecat prin faptul că este ilustrată. Dar este ilustrat într-un fel bizar. Naive, da. Începe prin a fi desene naive, pentru că noi vedem aici desenele pe care le realizează un personaj din cartea asta și vedem ce desenează el. Și apoi desenele acestea evoluează și devin din ce în ce mai macabre și mai artă, da, astfel încât pe lângă tensiunea pe care ți-o dă literatura, pe care ți-o dă povestea, ai o tensiune care reiese din desene, efectiv. Uite, asta e un spoiler binevenit. Nu știu cât de spoiler e, dar e o lectură diferită și cumva se integrează în chestiul ăsta care îmi plac mie foarte mult, comunicarea asta între diverse alte, fie că e vorba de teatru și literatura acolo unde
vorbim despre audiobook-uri, fie că vorbim despre grafică, film și literatură, acolo unde vorbim despre bandă desenată, pentru că e un scenariu care seamănă cu scenariul de film, și tipul ăsta de roman ilustrat în care desenul spune propria poveste, cumva separată de... Te văd atât de pasionat și vreau să-ți fac o propunere. Da. Eu pe site-ul 1000 desene postez tot felul de lucruri, comunicate, fragmente din cărții, recomandări, etc. Nu știu mai ce. Am încercat să stabilesc așa ceva, contacte cu editura Nemirea, n-am putut până acum, nu știu. Așa s-a întâmplat, deci se întâmplă uneori. Te rog, trimite-mi dacă vrei să promovezi o carte, dacă vrei să, dacă ai un comunicat pentru apariția unei cărți, pentru un eveniment, pentru... Eu pe, noi pe 1000 de semne nu prea am atins zona asta, știi? Și e păcat. Cu mare plăcere. O să, pe 1000 de semne arongimail.com poți să-mi trimiți oricând text, eu știu, una în premieră. Cu mare plăcere. Păi vorbim despre asta și stabilim contactele. Și mai trebuie să ne mai arăți o carte acum. A rămas că vorbim despre un autor, nu? Da. Este colecția mea de literatură română contemporană a Intuire Nemira. Este coordonată de Eli Bărbică, de colega mea. Colecția am împlinit zilele acestea 5 ani. Aici au găsit locul autor români din diferite zone literare și cu modestie sau cu lăsând modestia la o parte, spun că aici a apărut și cartea mea, care se numește Omulețul din Perete și alte povestiri fantastice. Este o colecție de povestiri interconectate care cred că s-a bucurat de un oarecare succes. Oamenii mi-au scris, au citit-o. Felicitări! Mulțumesc frumos! Da, cartea lui Florin Chirculescu, de exemplu, a avut un mare succes. Ea a fost, nu știu dacă a fost cu lansare la Galerie. Cred că mi-a dat și la premiul, la lansare, s-a vândut foarte bine, este una dintre cărțile care s-a vândut foarte bine. Este la apariția lui Bogdan Munteanu, dar nu știu. Da, uite aici, a uitat să vezi. Așa e foarte discutată cartea asta, a lui Bogdan Munteanu. Aici, și mai are și cartea, da, este o reeditare, cred că nu, aceasta este asta o reeditare, asta este o carte nouă. Și cartea Mariei Orban, Oameni Mari, este un roman foarte bun. Sunt cel mai atașat de colecția Vorbal, coordonată de Svetlana Cârstean. Chiar am fost... Cel mai nou volum a fost este acesta, de l-am primit a doua astăzi de la... De la prietena noastră, la Vinica Mitiu, mulțumim frumos la Vinica pentru cadou. Ne-am întâlnit cu Svetlana la Chișinău. Ne-a povestit câteva lucruri despre cel mai recent volum al Mărei Iuga. A fost și lansarea, îmi pare rău că n-am putut să ajung. Am avut altceva de făcut. Sunt cărți pe care le iubesc, cred. Știu că acum am apărut și volumul lui George State, Sarts. Este cea mai nouă apariție a lui George. Sunt cărți foarte bune. Preferat aici, nu vă ascund, este Florin Dumitrescu. Eu am trăit cu muzica lui, cu muzica Sarmale Reci și numai. E nu doar un versificator foarte bun, ci este și un poet, e subtil și... Mulțumim mult! Mulțumesc și eu, m-am vrut tare bine! Să ne auzim tot așa, să ținem legătura și oricând, cu cea mai mare plăcere, pentru că noi asta facem, suntem legați de carte. Și un bookfest excelent și să invităm oamenii la Nemira, nu? Absolut! George R. Martin, Stephen King, ce am mai vorbit? Manga, Nora Yuga, Florin Chirculescu, cartea ta, Marian Coman, exact. Da? Și vă recomand și Flavius Ardelean, spre exemplu. Este un autor de proză română care se duce tot în zona asta, dark fantasy, literatură ceva mai întunecată. Merită încercat. Super, acum hai să mergem la cartea pe care ne-ai recomandat-o cu Inception.